Bună dimineața și bine v-am găsit la un episod. Eu de-abia acum m-am trezit, nu știu cât este ora. Astăzi facem un vlog, pentru că chiar n-am mai făcut de mult. N-am mai făcut niciodată, frate, niciodată. Am zis, băi frate, iau camera, astăzi am treabă. Și dacă azi am treabă, bă, haide să filmăm ceva. N-am mai vorbit de mult cu voi, știți că eu am mai făcut topuri pe canal, am mai filmat, am mai scos și un joc în care aveți un link în descriere cu jocul pe care l-am postat. Dar înainte de a începe, acest video este sponsorizat de aplicația Squarebump, pe care o găsiți pe Android. Este un joc 2D cu o grafică uimitoare și oferă peste 120 de nivele actualizate săptămânal. Pentru cei care se joacă, dezvoltatorul jocului oferă 10 euro pentru cine ajunge la nivelul 50 și 20 de euro la nivelul 80. Deci, ce mai aștepți? Tu descarci jocul și eu continui videoclipul. Azi este și ziua mea, mergem un pic pe la mătuș acum, teoretic mai aveam un plan să și spăl mașina și după, bine, să faci și cumpărături și la sfârșitul zilei, teoretic, avem concert Andra Gogan. Da, frate, avem concert Andra Gogan astăzi, este ziua 9 iunie, eu sunt geme, 9 iunie, concert Andra Gogan și băi, frate, eu chiar vreau să mă duc, nu știu, vreau să mă duc, nu se știe absolut nimic, nu se știe cum mă încadrez cu timpul, nu se știe dacă mai spăl mașina, nu se știe dacă mai merg la mătuși și mai nu se știe absolut nimic, momentan mă duc spre munc în oraș și da, eu acum sunt într-un peco, gen, cred că puteți vedea că sunt într-un peco, că am zis că nu mai filmez de acasă, că sunt pe drum, mă duc repede, de acum m-am trezit, îți obosit rău de tot, camera asta e super grea, că teoretic am trecut pe mirrorless-uri, dar eu n-am trecut pe mirrorless-uri, încă sunt cu dita mai Godzilla de Canon. No, voi ce faceți, jocul e bine, încă lansăm jocuri, lansăm, încă muncim, încă facem. Bum, am reușit să filmez și de aici, un mic upgrade, am ajuns la Kaufland, suntem aici la Kaufland, aici cred că o să aibă loc și concertul Andra Gogan, pentru că aici am mai avut și anul trecut, parcă nu știu, am fost și anul trecut, băi, bine că îi promovez eu spectacol, vezi mă, promovez spectacol, da? Și da, haide că faci repede cumpărăturile mele, am atunci și am mâncat ceva repede, pac, după aia venim aici. No, și gata, am ajuns la destination, oh my god, băi. Și am ajuns și acum mergem înăuntru, gen că am ajuns. Și dacă sunt mereu de Andra Gogan și fac promovare, hai să fac și promovare mie, să-mi descărcat și mie aplicația, pentru că putea să foarte, foarte mult să facem descărcări acolo. Acum avem vreo 100-200 de descărcări și hai să facem măcar 500 de descărcări, pentru că putea foarte mult. Și gata, asta a fost, eu mă duc. Hai să vedeți cât de creativ sunt eu aici pe Instagram, unde puteți să-mi dați un follow pe Instagram. Vedeți și voi cât de creativ sunt eu, pentru că eu sunt, am creierul mare, mă, non-stop, crez, non-stop muncesc. Stai, nu știu ce m-am mutat aici ca să văd mai bine, să vă arăt. Creativitate maximă, la mulți ani, domnul Dir de la mașină Hector. Stai, nu știu, Caterinca maximă, mai zi hatere ceva. Nu, frate, nu, e Caterinca, știi, e still for fun. Da, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, eu m-am plictisit aici pentru că trebuie să stau pe atent, m-am plictisit. Trebuie să plec pe mașina și de-abia și să mergem la Andra Gogan. Nu știu de ce am impresia, dar afară cred că o să înceapă ploaia. Oh my god. Un om update, am plecat la mătuși și mi-a totul este în regulă și ghiciți ce, am zis hai să-ți spălăm mașina. Este o oră foarte târzie, 18:14. Andra Gogan zicea că intră pe la pai, 18, eu am întârziat și ghiciți ce, unde am găsit spălătorie. Spălătorie cu jeton. Și ghiciți ce, am trebuit să spăl cu jeton. Și da, mergem la Andra Gogan acum. Sunt aici în aglomerase la Kaufland. Din păcate, ca prost, am băgat în aglomerase, frate. Deci e full. E full creierul meu, frate, știi? Să merg în parcare, că nu pot să las în altă parcare de la gen, ce mai zice, la Lems, Brico Depo, gen, na. M-am băgat ca prostul și eu după ăștia, bă, hai că intrăm în Kaufland. Nu mai mergem așa mult, știți, nu mai mergem. Și uite, acum mă plimb de, e 18:20, Andra, scuză-mă dacă am întârziat, scuză-mă, încerc să alerg. Dar, din păcate, merge, hai că ne vedem. One eternity later. Cred că am ajuns, adică am ajuns, am băgat în altă parcare, cred că am băgat pe interzis, pentru tine fac orice, Andra. Îmi iau portofelul, n-ar rost să luăm, pentru că cred că nu cumpărăm nimic, nu, trebuie să cumpăr ceva din cauza. Te pup. Păi și ne vedem. See you soon, man. Uite, măi, frate, oricum mai avem, o să filmăm, o să mergem într-o locație, o să vedeți voi. Acum, hai să mergem acolo. Mimi! La, 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 bravo,
Cineva de noapte astăzi aici pentru Anima Terra, lumea fantastică. În ziua aceea se fac schimbe cartărașe, așa că dacă aveți cartărașe, se fac... Haideți spre mașină, voi frate, deci v-am zis că am spălat mașina rapid și m-am și murdărit. Uitați-vă frate cum am spălat-o. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, am spălat-o, vă zic sincer, am spălat-o cu vreo 5 lei la fâite de alea. Nu știu cât am dat pe el, dar bine, e un pic murdar, cred că merge un pic să mai filmăm ceva. Trebuia să iau pe cineva cu mine, știi că e cringe, adică data viitoare, data trecută a fost mai puțină lume, frate, deci acum a fost destul de multă lume, adică chiar a fost lume, adică pot spune că a fost lume față de data trecută, bine, ce a fost în septembrie, parcă nu mai știu nimic sigur. Bine, acum e, a fost cu mult mai multă lume. Și cam gata, am tras câteva cadre, încă mă gândesc la un clip, e mișto, dar mulțumim, Andra Gogan, nu mai pot să-mi flashcă. Și trec mai mele pe unde fac, mai chef să-mi plimbăm, după mele acasă să lucrăm și să montăm videoclipul. Și cam atât. Îți mulțumim foarte mult, Andra Gogan, pentru acest minunat spectacol. Mulțumim tare mult! Salcea bătrână, am făcut un popas, ultimul popas, pentru că voiam să vă spun că cam ăsta ar fi vlogul. Am făcut toate chestiile și în față vine lumea și pe mine. Am fost și amătul și noi am fost și asculătorie. Uitați frate cum am spălat cu 5 lei. Da, să vedeți voi, spălătorie aici cu 5 lei. Cam așa arată. Eu spun că la bani este chiar o spălare super decentă față de alte spălătorii cu fisă, de-aia chiar e super decent la prețul ăsta. Am luat praful după aia, nu am dat cu cârpa, pentru că nu mai stăteam, frate, adică după ce am dat eu cu bidineaua aia pe ea, super tare, frate. Bă, și nu, cam asta vreau să vă zic, descărcați jocul, Andra Gogan a fost super, a fost un concert excelent, mi-a plăcut foarte mult, și noi ne reauzim la un clip viitor. Salut, prieteni, și vă salut de aici, de la mănăstire, și cu salția asta și mechina spate. Pa! N-am putut să nu mă abțin, Gionule, să fac o oprire de aia corespunzătoare la zidul ăsta, Gionule. Peretele ăsta șmecheros, n-ai cum, frate, n-ai cum. N-ai cum să nu te oprești, adică e...